Toro. Salut, bă, șacalilor, ce faceți? Știu că încep videoclipul cu ochelarii după mi-i dau jos, dar mi se pare cool așa că m-am tuns, uite, m-am făcut băiat frumos, pac, 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 știi, și mi se pare așa, mă, om, ce șmecher sunt, bere! Astăzi facem ceva de care sunt foarte mândrojor. Dacă mă urmăriți pe Instagram, ați văzut că eu mai pun la story-uri diferite TikTok-uri în care Dorian Popa este editat și este pus în Minecraft. Acum nu neapărat în Minecraft, în diferite jocuri de-astea, bă, și râd cu o poftă, deci mi se pare genial, bă. Speram, bineînțeles, să nu se supere și Dorian. Bine, eu nu m-aș supăra dacă aș fi în locul lui, pentru că mie mi se pare Caterin că se ia... Să dai seama că stau oamenii aia, frate, să te decupeze așa, știi? Frame cu frame să te pună joc. Genial, frate. Fiți acolo în comentarii și hai să-i dăm drum. Trebuie să vă anunț că mai aveți doar 3 zile de 20% reducere la orice articol de pe Food Shop. Folosiți codul SNEAK20 pentru 20% reducere până vineri la ora 12. Grăbiți-vă! Link în descriere! Primul clip! Jonosule, la cum să mergem la notat până nu gustăm pepenele ăsta, frate, pentru că eu sunt curios ce gust poate să aibă un pepene. Din pe să te ajută. Sper să nu fac poc și să cam. Să le trăgem în Minecraft. Să mergem la notă. Gata. Bă, că stau oamenii aia. Ia următorul, tot de la editor proaste. Bun, ia să vedem. Ce mă speria, bă, fix că mă pregăteam și fac impresionant, nu? Impresionant, nu? Dragonul. Voi vrea să vedeți cum se vede de sus. Hai că nici nu-i mare. Ce tare e asta. Bum, a murit Dorian. Dorian Popa, dai. Bă, prea Caterinca, bă, doamne. Deci dacă vedeți vreo unul videoclipul de să face, bine, eu nu mă prea plimb. Asta e că nu prea am videoclipuri în care mă plimb așa camera, sunt mai mult static. Dar dacă puteți să faceți un edit de asta și cu mine, bă, vă rog frumos, vă rog, reacționez la meme-uri să pun acolo, doamne. Toru. Let's enter the key room. Yeah. Am intrat într-o văgătură de Nether. O să intrăm să vedeți cât de ciudat arată totul. Aici după să fau la tundela, mă. Care stă acolo un boss mic. Un boss mic. Și la bossul mare, ca să treci nivelul. Ia uite, ce tare sunt astea, mă. Asta se numește KO. Genial, bă, genial. Cine și-a timpul să fac așa ceva este genial. N-am putut să nu fac un videoclip de asta, credeți-mă. Bă, deci râd de fiecare dată, bă, când văd așa ceva și pun la story. Bă, după ce pun la story cum ar veni, după ce se postează mai intru o dată pe story la mine și mă uit și mai râd. După ce se termină iar intru și mai e Caterinca, bă, genial. Data trecută ventilatorul că am bătut în microfonul camerei. Sper să nu mai bată și de data asta, știi cum ar veni. Stai acolo, da? Cheluțule, stai acolo. Mă, chelule. Ia, ia. Ia uite-l pe ta. Ia uite-l. Așa damage. Ce tare e asta, doamne, genial. Bă, genial. Nu sunteți pregătiți. Cel mai șmecher. Îți popa. Soldatul Ian, de ce ai întârziat? Ce plădea de TNT-uri? Adică sunt prea volan. Poftim? Tu nu fii prost, ascult de ea. Efectiv, vă căutați și Dorian Popa like, frate. Deci cum ar veni tipul ăsta care face editurile astea, cum ar veni, chiar el le face. O să-i dau și un mesaj, o să zic genial, cum ar veni, man. Știi, cum ar veni, spun de alea de, bă, Caterinca, bă, Caterinca, am dat mesaj la tipul ăsta. Bă, prea tare, bă. M-a părut cum ar veni și mă mai taghează lumea în meme-uri, știi? Și-a mai editat cineva o pagină cu mine, eram, aveam o poză când stăteam așa, știi? Și în spatele meu, cum ar veni, am pus Brașov, știi? Orașul meu din Minecraft, de pe celălalt canal. Bă, prea tare, bă, deci n-am decât cuvinte de laudă, pentru că știu că e greu, bă, acum nu știu dacă-s decubate frame cu frame, știi, tot ce face Dorian, bă, dar e greu, bă, ia! Vine și aici, oameni, și așteptăm să-mi speriam. Ia! BAM! Aia, bă, ce față avem! Avem exact ce trebuie, cu față! Vine și aici, oameni, și așteptăm să-mi speriam. BAM! Bă, cum stau acolo? Nu se, bă! Jonuțule, asta e varianta mea de trapper la 450 de lei, cam așa am reușit să scoat micul trapper. Ia uite-l. Dar asta este măsura, Jonule. Cu munți în Minecraft, cu clădirea acolo din termopan de-alea, cu geamuri de-alea, cu glowstone. Ia următorul. Ce naiba, bă? Uite-te la villagerul ăla, bă!
Dar de ce ți-mi faci? Am Dorica, îți povă, de ce? Vă dați seama că eu port un respect imens pentru Dorian. Sunt unul dintre oamenii care își începe dimineața cu el, vărule. Acum, indiferent de ce faci omul, nu mă refer neapărat la el, dar așa în general, indiferent ce faci, bă, dacă îți dă un vibe un om, de ce să te faci așa pe noi, știi cum ar veni? Prea e tare, bă. Ia, ia, aici. Cu cheluțul. La, bă. Și-a damage. Aș putea să mă uit în continuul asta. Bă, cum intră o meu în lavă, bă. Ce damage, cheluțul, bă. Bă, cheluțule, bă. Poate nu mai fac eu chestii interesante pe canal. Promit, am o perioadă mai așa, dar promit că o să investesc foarte mult timp și o să revin cu chestii super, super tare. Promit, dacă îmi fac o chestie de genul așa, bă, mă bucur enorm, frate. Mă bucur foarte tare când fac o chestie de asta, pentru că știu că eu mă simt bine când mă uit la chestii. Dacă mă simt eu bine, pot să vă dau vibe-ul meu, știi, vă simțiți și voi bine. Toate ca toate până la cheluțul, verule. Acolo te-ai oprit, top, cheluțule. Ce ai făcut? Ai intrat în lava, ai luat damage acolo, bă, cum intrat. Încă îl văd aici pe telefon, l-am pus pe mod, dar el văd. Ia, cam asta a fost ziua de astăzi. Ia. Mă bucur că am reușit să fac curățenie în toată... Cam asta a fost ziua de astăzi. Eu mă bucur că am reușit să fac curățenie în toată curtea. Cam asta a fost ziua de astăzi. Eu cu curtea în Minecraft. Eu pus și palmierul ăla lui. Bine, mai micuț, dar eu l-am pus acolo. Cum are el așa pereții, unul mai gri, unul mai alb. Știi cum ar veni, mamă? Bine, acum așa a făcut și foișor. Asta e de pe 14 iunie, vărule. Asta cu muze, cu așa, știi, băi. Faci și cu foișor acolo, ce faci? Ia următorul. Jonuțule, Chelu, te rog frumos să te întorci la cameră și să te faci de râs. Vă rog frumos să vedeți ce am făcut aici în curte. E drept, n-am ieșit aseară. Eu dat chicheluțul. Ia uite-l cum l-a luat pe cheluță. Eu pus și căcănel în Minecraft, bă. Dacă aș avea nici timpul necesar, nu timpul necesar, cât timp îmi fac. Dar dacă ar fi canalul meu bazat pe edituri de astea, jur că aș face, mamă, în continuu, vărune. Dar drept dovadă și băiatul ăsta, vă, că chiar face, să și face edituri cu el, sincer, acum. Ia, l-avem pe Dorian în Fortnite. Cam așa arată view-ul din toate, cam așa se aude. Deci dacă îl face cum merge pe stradă. Deci dacă îl... Vreau să vă arăt cum pleacă el de pe loc. Nu te cred. Ia vezi, Jolule, cam așa arată view-ul din spate. Nu te cred că l-a făcut omul meu cum merge în Fortnite, bă. Prea tare, bă, mi-am dat seama că eu râd de jumătate de oră și gen încă râd. Oricum, cred că cel mai tare ăsta cu peperele. Asta aici, ia. Băi, l-a pus în mână. Bă, asta e cel mai tare, bă, top. Bă, lăsați în comentarii care dintre toate editurile astea cu Dorian, cu Hâs Popa, v-a plăcut, bă, cel mai mult. La mine rămâne ăsta pe locul 1 cu Pepe. Mi se pare genial cum taie el așa pe... Bă, și se duce așa cuțitul în Pepe, nebăt, Doamne. Și al doilea mi se pare ăsta, bă. Deci ăsta mi se pare genial, cum sare el de pe pod, bă. Bă, cum se lasă camera în jos după el, bă. Ia uite-l în apă, cum și-a damage. Genial, bă, genial. Ia uite-l cum ești. Mi-ați mai trimis unul care-i postat de Rovion, ia să vedem. Ia, ia. Ce prostii scot pe gura asta, Doamne. Doamne. Și aici, la propriu, în rubrica Jonuțule, ia. Care e postat în care... Prea tare, bă, prea tare, bă. Ia, altul. Ah, Doamne, mi-am propus asta încă dinainte să mă fi mutat aici, Jonuțule. Uitați-vă, vă rog frumos, ce disciplină în parcat. Ah, Doamne, mi-am făcut. Era numai dirt acolo. Făcut nimica. Ce priveliște. Mie mi se pare foarte amuzant. Vouă nu știu cum vi se pare, dar mie sau altor oameni care joacă Minecraft, cum sunt eu, bă, e genial. Pentru că ești tu acolo, frate, și știi când te joci tu acolo Minecraft, i-am dat peste ventilator, cum ar veni, ești tu acolo și știi că e grafica, bă, dacă vezi ceva complet real acolo, știi? Out of nowhere, așa în joc, e genial. Cam asta a fost video. Bă, cred că or mai fi de la mai mulți creatori de conținut de genul, de la mulți de ăștia de pe Insta care au făcut, dar atâta pot. Nu știu, deci nu știu, neapărat vreau să fie, bă, vreau să fie o chestie și cu mine, așa, nu știu, să-mi iau o chestie complet ieșită din context să mi-o pun în Minecraft, bă. Deci nu știu ce fac, mi-o imprim, mi-o pun pe perete, bă, în dormitor, nu știu, deci neapărat vreau. Sper că ați râs și v-ați simțit la fel de bine cum am simțit eu. Respectăm pe omul nostru, Hâțu Dorian Popa John. V-am zis să lăsați în comentarii care dintre toate editurile astea, șase de la sfârșit, v-a plăcut cel mai mult. Aveți Instagram-ul în descriere, Sniculeț, și linkul de la canalul meu de Minecraft în descriere. Facem 100.000 de abonați acolo. Ce să vă mai zic, bețapă multă, faceți spor mult și râdeți cât mai mult. Ne
vedem în fiecare miercuri și sâmbătă la ora 2. Eu v-am pupat. Pa, bă!